Deci rezolvați următoarele ecuații bine. 16z la 4. 16z la 4. Plus 1 este egal cu 0. Plus 1 egal cu 0. În două variante. La seară sau într-o da, zi? În două variante. Dar în clasă nu ce două. Nu, dar cu ocazia asta învățăm și noi mai multe lucruri. Da. De 16z la 4 plus 1 păi egal cu 0. Nu dă pe minus 1 scrie sub formă trigonometrică. Deci aș zice cum aici? Egal cu... Cum ai zis tu să facem? Mutăm cel de 5 la 4 egal cu minus 1 și minus 1 scrie egal cos de pi plus i sin de pi. Deci 16 z la 4 egal cu minus 1, care înseamnă cos de pi plus i sin de pi, dacă zicem trigonometric, da? Da. Cos de pi plus i sin de pi. Ce spui? E corect? Cos de 90 de grade, de 180 de grade e minus 1. Și sinusul e 0. Deci cos de 180 de grade. Pi înseamnă 180. Da. Hai să facem cel cu Andreea. Da. Urmărește și tu. Da. Da? Deci la momentul când am avut minus 1, pe minus 1 pot spun minus 1 plus i ori 0. Și el a spus, să zicem, cos de pi plus sin de pi. I sin de pi. La 180 de grade sunt aici. Și aici cosinusul are, sunt la cosinusul acasă, nu? Cosinusul e minus 1 și sinusul este 0. Da. Și deodată avem așa, z la 4 egal cu 1 pe 16 pe lângă cos de pi plus i sin de pi. Și asta e partea modulul numărului complex, da? 1 pe 16. Da? Da. El cum îl notează? Da, el. El, da? Sau modul din Z, n-are importanță. Da. Și acum, Z, de aici Z indice K egal cu radical indice 4 din 1 pe 16 pe lângă cosinus de pi plus 2 K pi supra 4 plus I sinus de același lucru. I sinus de pi plus 2 K pi supra 4. Pi plus 2 ca pi, totul pe 4. Și egal mai departe, radical indice 4 din 1 pe 16, faci 1 pe 2. 1 pe 2, pe lângă cosinus de pi plus 2 ca pi, supra 4, plus i sin de același lucru. Da. Sin de pi plus 2 ca pi, supra 4. Și acum, dăm K valorile 0, 1, 2, 3, și 4. 0, 1, 2 și 3. Da. Deci K egal cu 0, găsim prima rădăcină Z. Z0. Z0. Z1, dacă vrei să le notezi tu așa, le poți zice. Z1. Da. Egal cu... Înseamnă Z din ce K, e corespundă cu da, K valoarea de aceeași. Și lăsăm Z0. Da. E 1 pe 2. Pe lângă cosinus de pi pe 4. Plus? Vorbește. Plus i sin de pi pe 4. I sin de pi pe 4. Mai departe. Egal cu 1, rezultă de 1, egal cu 1 pe 2, pe lângă cosinus de 3 pe 4. Da. Plus i sin de pi pe 4. Cosinus K este egal cu 2, rezultă de 2 egal cu 1 pe 2, pe lângă cosinus de 5 pe 4 plus i sin de 5 pe 4 K este egal cu 3 pe plus de 2. Alo? 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 Deci, Z3 egal cu 1 pe 2 pe lângă cosinus de 7 pi pe 4 plus i sinus de 7 pi pe 4. K egal cu 4
Da, până la 3 luni, nu? Da, atât, sigur că da. Ce sunt cele 4 rădăcini? Da. Ele sunt vârfurile, sunt pe, într-un cerc, sunt vârfurile unui pătrat. Da. A unui poligon regulat. Hai să le vedem. Deci, practic, dacă ar fi... Alo. Sunt în lecție acum. Deci, în clipa în care reprezint numerele complexe, acestea rădăcini ecuații, voi avea cos de pi pe 4, unghiul pi pe 4, adică la 45 de grade. Asta ar fi primul, da? Da. Să zicem că modulul e 1 pe 2, adică raza cercului este de 1 pe 2. Și toți au modulul 1 pe 2, da? Toate numele complexe găsite rădăcini. Apoi, cealaltă e 3 pi pe 4. 3 pi pe 4 înseamnă că 1, 2, 3 pi pe 4. Ăsta de aici. Pe urmă, 5 pi pe 4, adică ăsta de aici. Și 7 pi pe 4, adică ăsta de aici. Și vă spuneam că sunt vârfurile unui pătrat. Ia uitați. Deci, rădăcine sunt vârfurile unui poligon regulat. Da. Alo. Păi mai sunt în lecție, nu mă mai suna. Deci, sunt vârfurile unui poligon regulat. Da. Cu asta am clarificat. Dacă aș încerca să rezolv ecuația asta pe o altă variantă, ar fi fost destul de greu. Pentru că 16 zeri la 4 egal cu minus 1, aș fi încercat pe minus 1 să scriu ca i pătrat. Nu? Ar fost echivalent cu a zice că 16 z la a 4 este egal cu i pătrat. I pătrat face minus 1. Da. Și ar fi fost echivalent. Duceam în stânga pe i pătrat acum înapoi. Și vine 16, care înseamnă 2. 2 z totul la a 4. Da. 2 z totul la a 4 minus i la a 2. Egal cu 0. Ceea ce ar fi fost echivalent. Diferența a 2 pătrate, cum scriu. Deci vine 2z totul la a doua și încă o dată la a doua. Haideți să vedem. Minus i la a doua e dat cu 0. Și acum a minus b pe lângă a plus b. Adică 2z pătrat minus i pe lângă 2z pătrat plus i e dat cu 0. Un produs egal 0 când pe rând fiecare egal cu 0, deci de acolo și-a avut 2z totul la a doua minus i egal cu 0 și respectiv 2z totul la a doua plus i, nu? Da. Egal cu 0. Și acum dacă aș avea și aici un pătrat perfect, ar fi treaba perfectă, nu? Ar merge foarte bine. Ca să mă gândesc din nou cu o diferență de două pătrate. Nu am așa ceva. Și în condițiile în care vreau numai calcul algebric, eu umblu după varianta de a scrie în calcul algebric. Rădăcinile acestea. Și iată că suntem podmolit aici. Nu mai am așa variant în calcul algebric. Adică dacă îl scriu pe z ca a plus i b și îl ridic la pătrat și fac nu știu ce acolo și găsesc pe a și pe b, ajung, dar e mult de lucru. Da. Foarte mult de lucru algebric. De când trigonometric, și acum este un moment în care putem spune, forma trigonometrică e deșteaptă, ne salvează foarte rapid la rezolvarea unei astfel de ecuații. Scriem sub formă trigonometrică partea așa și vine z la n egal cu
și le trag radical din ordinea. Deci e foarte important să știm, să scrim operații cu numere complexe în formă trigonometrică, aici se justifică. Da? Bun. Hai să vedem alte ecuații. Tot să rezolvăm ecuații binome, dar în viața asta sunt posibil. Deci care? Cum? Tot să rezolvăm ecuații binome, dar sunt alte tipuri. Z la a patra. Ia să vedem. Z la a patra. Plus 1. De Z la a patra plus 1. Minus I egal cu 0. Minus I egal cu 0. Păi ce? Ce facem? Păi mutăm minus 1 plus I. Minus 1 plus I lucim în dreapta. Da, și scriem. Și zicem echivalent, poate spune că Z la a patra este egal cu minus 1 plus I. Plus. Da? Calculăm acum. Și îl trecem din forma algebrică pe minus 1 plus I în formă trigonometrică. Calculăm modulul. Va fi 1 de 45 de grade. Deci, radical din 2. Partea modulului, nu? Da. Deci, haideți să zicem așa, fie Z1, nu? Da. Minus 1 plus I, da? Care egal cu partea modulului radical din A pătrat plus B pătrat, deci din 2, pe lângă cosinus de 45, la fi. Că X-ul este minus 1. Da. Și Y-ul este plus 1. Da, adică nu dai pe 2. Nu-i 1, nu-i 4 și de grade. De, depinde ce cadrat se află. Sigur că de-aia reprezentăm numărul complex. Uite. Zicem așa, X-ul e minus 1 și Y-ul este 1, da? Da. Este în cadranul 2 și este... În cadranul 2 este minus 1, nu? Pi minus 1. Dar cel mai clar acum, ca să nu ne batem în capul cu pi minus unghiul, nu știu ce, nu știu cum, zicem așa, pur și simplu. Am trecut 90 cu 45. Da. De 3 ori pi pe 4. Ai 1, 2, 3 pi pe 4. Da. Deci 3 pi pe 4. Deci când zicem cos de 3 pi pe 4, plus i sinus de același lucru. Sinus de 3 pi supra 4. Și acum... Și ne întoarcem la, da, la forma Z la a patra. Z la a patra egal cu radical din 2, pe lângă cosinus de 3 pi supra 4, plus I sinus de 3 pi pe 4. Deci este foarte simplu. Dacă știi să zici Z la a egal cu, și pe cel a scris o formă trigonometrică, unde ar fi modulul și argumentul, da, nu? Atunci totul este perfect. ZK. Și ZK va fi egal cu radical de ordin 4 din radical din 2. Da? Adică ar vine radical din 8 din 2. Așa ar veni, da? Da. Pe lângă cosinus de linii fracții. 3 pi pe 4 plus 2 ca pi supra 4 plus I sinus de același lucru. I sinus de 3 pi supra 4 plus 2 ca pi totul pe 4. Și ca ia valorile din mulțimea 0, 1, 2 și 3. Și atunci se generează cele 4 rădăcini, sunt în vârful de nou a unui pătrat, da, tot a unui pătrat, dar e pleacă din, din altă poziție. Da? De unde pleacă? Probabil pleacă 3 pi pe 16. A, da, 3 pi pe 4 și pe 4, 3 pi pe 16. Alt unghi. Da. Și pe acolo se duce tot timpul, disformează unghiile drepte și îți găsește celelalte 3 vârfuri. Deci este tot un pătrat, dar dintr-o altă poziție construit în cerc. Da. Altă... Așa, 1 plus I. 1 plus I. Pe lângă Z la puterea 6. Z la a 6. Minus 1. Plus radical din 3 ori I. Minus 1 plus radical din 3 ori I. Egal cu 0. Egal cu 0. Izolăm Z la 6. Nici nu stă pe gânduri. Deci Z la a 6 egal cu... Egal cu 1 minus radical din 3 ori I supra
1 plus x. Și facem cu z1 și z2. Nu luăm pe fiecare. Sigur că da. Deci z1 ar fi numărător, nu? z1 egal cu 1 minus radical din 3 ori i. Modul de z este egal cu radical din 4, 1, 2. 4 este egal cu 2, deci unghiul... Deci va fi egal cu 2 pe lângă. 1 pe 2 și radical din 3 pe 2, adică... Cosinus de. 1 pe 2 și minus radical din 3 pe 2. Hai să vedem reprezentarea. Deci x-ul este plus 1, așa e? Da. Iar y-ul este minus radical din 3. Adică minus 1 și ceva. Minus 1 din 7. Ăsta e unul. Adică am trecut pe dincolo de 270 cu 30. 30, da. Deci 300. Da. Deci 300 ani. Da. 5 pi pe 3. 3. Un pi pe 3 e 60. De 5 ori. Da, 5. Este la cadranul 4. Este cadranul 4. Deci era 2 pi minus... Păi 2 pi minus unghiul fără să ții cont. Da, 2 pi minus pi pe 3. Minus pi pe 3 este exact 300, da? Da. E 360 minus 60, deci e 300. 15. Deci 5 pi pe 3. Da, acesta. Deci cosinus de... Eu refuz să țin cont de așa. Fac reprezentarea și văd unghiul, pur și simplu. Deci e 2 pi, nu știu ce, pi de 2, minus nu știu cum. De ce să fac eu efortul ăsta când tu faci partea reală este 1, partea imaginară e minus radical din 3, e reprezentat numărul complex și acum vezi care e unghiul. Dacă sunt niște numere alese special, acolo îți dai seama care e unghiul. E trecut cu câte grade? Cu 30 de grade peste 270. Da. Da? Și cosinus de cât? Cosinus de 5 pi pe 3 plus i sinus de același lucru. I sin de 5 pi supra 3. Z1. Z2. Z2 care este cu 1 plus i. Și face radical din 2 pe lângă. Aici cosinus de pi pe 4. E 1, 1. Da. 1, 1. În cadranul întâi, deci cosinus de pi pe 4 plus i sin de pi pe 4 plus i sinus de pi supra 4. Și acum îl aflăm pe z la 6 și scrie. Acum z la 6 va fi egal cu 2 supra radical din 2 pe lângă... Deci numărătorul 2 pe lângă 2 supra cosinus de 5 pi pe 3. O scriu pur și simplu. Plus i sinus de 5 pi pe 3, da? Totul supra radical din 2, așa am spus, pe lângă cosinus de pi pe 4, plus pi sinus de pi supra 4. Și egal cu 2 pe radical din 2, care înseamnă radical din 2, că raționalizăm. Pe lângă cosinus de... Cosinus de 5 pi pe 3 minus pi pe 4. 17... Deci, vine 20 minus 3, 17 pi, da? Pe 12. 7 pi supra 12. Pi sin de 17 pi supra 12. Și acum scoatem întregul. Sau normal. Nu pot. Că este foarte astfel. Vrei să te reduci la cadranul întâi, da, dar nu am multiplicat de 2 pi. Da? Da. Bine. Ai putea să-l scrii pe ăsta ca fiind în loc de 17, 12 plus 5 pi, dar nu-i multipliu de 2 pi ca să-ți placă, să-ți convină. Așa că rămâne sub forma asta. Și ZK? Deci să zicem noi că avem ecuația, acum aranjată, anume Z la 6, așa, egal cu radical din 2 pe lângă cosinus de 17 pi supra 12 plus i sinus de același lucru. Sinus de 17 pi supra 12. Ei, și ca să găsesc cele câte 6 rădăcini, extrag acum radicalul de ordinul 6 și zic că zk este egal cu radical din
Hirola numărul 6 din raza trană din Mijorului, pe lângă cosinus B. 17 pi supra 16 plus supra 6 plus îi simt de același lucru. I sunt de 17 pi 12 pi supra 6 plus 2 capi supra 6 cu capul de mulțime 0, 1, 2, 3, 4 și 5. Asta te las pe tine, dai o capă și găsești toate la zice. Așa. Altă chestiune? Ce chestiune mai ai? 4. Care? 4 minus 3 z la 6. 4 minus 3 i. Nu, z la 6. 3 z la 6. Este egal cu i pe lângă 10 la 6 plus 2. 10 la 6 plus 2. Echivalentul. Tot ce cu 10 la 6 într-un membru, celălalt membru al doilea. Și avem. Minus 3 10 la 6. Minus 3 10 la 6 minus i. Minus 10, 10 la 6. 6. Este egal cu minus 4 plus 2i. 2i este aici, da? Egal cu minus 4 plus 2i. De unde z la 6 pe lângă? Z la 6 pe lângă minus 3 minus i. Da, minus 3 minus i. Egal cu minus 4, 4 plus 2. Plus 2i. Echivalent. Z la 6 egal cu minus 4 plus 2i supra minus 2. Z la 6 egal cu minus 4 plus 2i supra minus 3 minus i. Minus 3 minus i. Aș putea să duc sus, mulțesc cu da. Minus și face 4 minus 2i. 4 minus 2i supra 3 plus i. E, acum, povestea este că nu m-am știut unghiuri la îndemână, vezi? Rămân cu arc tangentă și acolo e urât. De aceea am o tentativă să fac calcul algebric, poate să așează, să zic și eu. Nu știu foarte bine, dar încerc. Așa că, decât să am la un două niște arc tangente acolo, de niște valori greu de învârtit, mai unul singur să am. Adică mulțesc cu conjugata și văd ce va rezulta. Deci 4 minus 2i pe lângă 3 minus i, nu? Da. Totul supra 9. Supra 9 minus i pe 3. 9 plus 1. Da, 9. Și egal cu? Cu 12 minus 4 i minus 6 i și plus 2 i pătrat cu minus 2. Minus 2. Așa ar fi, nu? Da. Că e plus 2 i pătrat. Da. I pătrat e minus 1, deci minus 2. Totul supra 10. Și egal mai departe cu? Și egal cu 10 minus 10 i pe 10 și egal cu 1 minus 10. Și egal cu 1 minus i. Ai văzut că am bănuit bine. Da. Dacă ne lăsam așa în varianta, se dădeau niște unghiuri greu de așa. 1 minus i, o treabă deșteaptă. Da. Deci avem z la 6 egal cu... z la 6 egal cu modulul radical din 2. Unghiul x-ul e pozitiv. Da? Deci x-ul e pozitiv, y-ul e negativ, suntem în cadranul 4, 7 pi pe 4. 2 pi minus pi pe 4, da, 7 pi. 7 pi pe 4. Deci cosinus de 7 pi supra 4 plus i sinus de 7 pi supra 4. 0 la 6. Și dacă 0 la 6 arată așa, atunci, extragi radicală de ordine 6 și găsești cele 6 rădăcini. Mai ai vreunul?
Da. Ce a fost aici nou? Chestia asta că... Da, chiar mă gândeam. Da, în situația în care nu ai varianta să scrii sub formă trigonometrică, numărător, numitor, și acolo mai degrabă faci algebră și pe mâna sfârșit faci asta. Da. Să nu cu treacă de cele de numitor, măi, da? Nu, e la cele o știi. Așa. Din? 3i. 3i. Pe lângă z la 8 minus 2. Z la 8 minus 2. Plus z la 8. Este egal cu minus 4 plus 2i. Minus 4 plus 2i. Așa. Cum gândim acolo? Așa, și mai înainte tot ce cu 0 la 8 am stăcat, da. Celălalt termen liber în dreapta. Deci zicem 0 la 8 3 0 la 8 sau deodată? Hai deodată. De z la 8 pe lângă 1 plus 3i egal cu? Este egal cu minus 4. Minus 4 plus 2i, care este deja, da. Și plus 6i, parcă nu. E bine 6i, vezi? Da. Aici 3i mulțit cu minus 2, da. Plus 6i. Și iată la ce ajunge. 0 la 8 este egal cu minus 4 plus 8i supra 1 plus 3i. 0 la 8 egal cu minus 4 plus 8i supra 1 plus 3i, da? Da? Și face ca la celălalt? Sigur că da. Deci egal cu... 4 plus 8i. Hai să scoatem un 4 în factor, ca să fie mai ușor de la lucru. Și egal cu 4, 4 pe lângă... Minus 1 plus 2i. Pe lângă 1 minus 3i. 1 minus 3i supra 1 minus 9i pătrat plus 1 plus 10. 10. 4 plus 10, 2 și 5. Deci 2 pe lângă. 2 pe lângă minus 1. Minus 1. 3i plus 2i. Minus 1 plus 3i. Minus 6i pătrat și plus 2i. Și minus 6. 6i pătrat. Plus 6. Plus? 6. 6. Supra 5. Și egal mai departe, 2, 2, 2, 2, 2, 2 pe lângă 5. 5 plus 5i. 6 plus 5i. Supra 5. Și egal cu 10 plus... 2 pe lângă, 1 plus i, ca să mă referim timpul. Îți face 5 în față, o să simplific cu ăsta și face 2 pe lângă 1 plus i. Și dacă îl avem așa, deci am pe z la 8 este egal cu? Z la 8 este egal cu, cu 2 pe lângă cos de pi pe 4. E 1, 1, nu? Da. Cos de pi pe 4 plus i sinus de pi pe 4. Și deci încolo te duci și găsești rădăcină. Alt exercițiu? Da. I pe 3. I supra 3. Ori z la 3-a. Ori z la 3-a. Minus 1 pe 2. Pe? Minus 1 pe 2. Da. Este egal cu i supra 6. Ori z la 3-a. Minus 1 pe 3. Ce facem? De ca și mai înainte, z la 3-a pe lângă z la 3-a. Pe lângă i pe 3. Z la 3-a pe lângă i supra 3. Minus i pe... i pe 6. Da, egal cu... cu minus 1 pe 3 plus 1 pe 3. 1 pe 2 minus 1 pe 3. Echivalent cu... la 3 este egal cu... z la 3 pe lângă... vine i pe 6 pe arată, nu? 2i minus i. 2i minus i pe 6. Ori i pe 6 egal cu... ori i pe 6 este egal cu... 3 minus 2 pe 6, adică 1 pe 6. Plus pe 6. 6 și 6 se termină și echivalent cu a spune. Z la 3 este egal cu 1. Z la 3 ori i. Ori, da. Egal cu 1. Hai zi echivalent cu a spune că 1 pe 2 pe z la 3 egal cu 1 pe i. Supra i. Ei, hai să mulțim cu conjugata. Da. Și face z la 3-a. Z la 3
cu minus i. Minus i supra minus i pătrat. I pătrat e minus 1, deci minus i. Da. Deci minus, minus i egal mai departe cu... 3 pi pe 2. Minus i conjugiu 3 pi pe 2, că e 0 și minus 1. Da. Deci vine 0 la 3 egal cu... Cos de 3 pe 2 plus i se 3 pi pe 2. Cos de 3 pi pe 2 plus i sinus de 3 pi pe 2. Așa, deci... Deci dai la radicalul de ordine și capa lor și găsesc toate rădăcini. Alt exercițiu. Ia să vedem alt exercițiu. Cum a sunat? 16 Z la puterea 8-a. 16 Z la 8-a. Plus 17 Z la 4-a. 17 Z la 4-a. Plus 1 egal cu 0. Plus 1? Da. Egal cu 0. Mă cer cu T aici sau? Sigur că da. Notăm Z la 4-a cu T. Este egal cu T. Echivalent 16 T pătrat plus 17 T plus 1 egal cu 0. Deci aflăm delta, adică T1, T2. T1, 2 deodată, egal cu minus 17 plus minus, plus minus radical din 289. 289 minus 4 ori 16, 16, 64. Totul supra 32, nu? Da. Și egal cu minus 17 plus minus radical din 5. 25, adică 15. 15, nu? Da, plus minus 15 supra 32. T1 egal cu 2 pe 3, 1 pe 16. Deci T1 egal cu? 1 pe 16 și... 1 pe 16, și T2, da? T2 este minus 1. 1 pe 16 și T2 egal cu? Minus 1. Minus 1. 16. 1 pe 16 cu plus, da? Da. Sau minus 1 pe 16? Minus 1 minus pe 16. Așa. Da. Și ne întoarcem la substituții și zicem Z la 4. Z la 4 este egal cu minus 1 la 16. Așa. Și Z la 4 sau cu minus 1. Minus 1, care este egal cu cos de pi. Deci asta se vede foarte repede, că e cos de pi plus i sinus de pi, pe rezolvat-o. Din coace, egal mai departe cu la unghiul cât este tot, tot pi. Da? Pentru că modulul rămâne ăsta. Eu pot să scriu așa, 1 pe 16 ori minus 1. Poți să scrii așa? Da. 1 pe 16 ori minus 1. Minus 1 e cos de pi plus i sin de pi. Și egal cu 1 pe 16, pe lângă cos de pi plus i sinus de pi. Și acum ai 4 soluții de aici și 4 din partea asta. Da. Când ne extragi radicalul de ordine 4 și da, în total 8 rădăcini. Deci te duci foarte bine, da? Da. Altceva? Mai ai ceva? Da. Hai. Z la puterea 10-a. Z la a 10-a. Plus 33 minus i. Plus 33 minus i. Într-o paranteză pe lângă Z la 5-a. O Z la 5-a. Așa, plus 32. Plus 32. Pe lângă 1 minus i. 1 minus i. Egal cu 0. Egal cu 0. Pe Z la 5-a nu. Z la 5 anotăm cu un T. T pătrat, pătrat plus 33 minus I ori T.
Da. Minus 32, formând de 1 minus egal cu 0. P1, 2, dacă P1, 2, egal cu... Este egal cu minus B, adică... 33 minus I. Nu? Minus B mai întâi. Da. Minus adică... B, aș trebui să scriu I. I minus 33, da? Da? Hai să scriu așa de dată, I minus 33. Plus minus... Minus 33 minus I totul la pătrat. 33 minus I totul la pătrat. Minus 4. 4 ori 32. 4 A. 4 ori 1. Ori 32 pe lângă 1 minus I. Ori 32. Pe lângă 1 minus I, nu? Da. 4 AC. Totul da. Supra 2. Și e cam mai departe cum? I minus 33 plus sau minus, care e egal din 33 ori 33? 1089 e vezi. 33 ori 33. 1089, da? 1089 minus de 2 ori 67 I plus 1 minus 4 ori 2, 8 128 și plus 8, plus 128 I. 128 I. E bine, nu? Da. Totul supra 2. Și cam mai departe cu I minus 33 plus I minus 33 plus minus 1089 minus 128 face 960 și 1. Radical 900 plus 61 68 I plus 68 I totul pe 2 totul supra 2 și... Ei, și acum aici bine ar fi să reușim să fie un pătrat perfect. Da, asta am dat și eu, 900. Da? 961 plus 68 I să fie un A plus IB totul la a doua. Aici de 30 de 2 ori, ca să fac 68, 34. Deci 34 I. Pe 961 este 31 la pătrat. Nu, nu mă aștept să fie deodată... Ba da, așa este. Cât? 31 la pătrat este 961. 31 la pătrat, tu spui așa. 31 la pătrat este egal cu? 961. Și atunci, dincolo ar trebui să fie 2, 4, nu, 2 ori 31. Nu, 34 minus 3, 3 ar trebui să fie dincolo, cred. Dar mă, că e... Nu, nu, că așa suferă modificări. Din cauza lui pătrat acolo, care da. Face minus 1, deci... dacă aș spune 34 plus I, 34 plus I, când ar fi la pătrat. Nu este 31 plus 3I totul la pătrat. 31 plus 3I? Nu. Pentru că... Nu, că dacă cu minus, dacă ar da... Păi bine, eu controlez la mijloc aici. De două ori, prima parte mulțim cu a doua. Deci, de 2 ori mulțit cu a doua și fac 68. Dar poate să fie 2i aici și aici 17. Că de 2 ori 17, 34 ori 2i fac 38, 68. Deci există varianta asta. Însă 17 la pătrat nu se apropie. Așadar, o să luăm 34. Deci trebuie să fie și ăsta destul de mare. Da. Dacă nu ne iese jocul așa, înseamnă că A plus IB totul la a doua
să facă 961, 961 plus 68B, 68I. Da? Deci nu știu cine este ăla. Nu-l ghișesc deodată. Dar în mod sigur trebuie să fie un pătrat perfect. Și zic că A plus B tot la pătrat egal cu 61 plus 68I. Și înseamnă că A pătrat minus B pătrat plus 2AIB să facă 961 plus 68I. Și de aici vine că A pătrat minus B pătrat trebuie să facă 961. De acord? Da, da. Și 2AB să fie egal cu 68. 2AB să facă 68. Împart printr-un 2 și AB ar trebui să facă 34. Deci diferența între A și pătratul lui A și B să facă 961, iar A ori B 34. Și acum trebuie să vedem A ori B să facă 34. Păi, dacă nu îmi vine nimic în minte și nu reușesc aici, scot pe A de aici. Și A egal cu 34 pe B și duc sus și atunci apare 34 la pătrat supra B pătrat minus B pătrat egal cu 961. Așa pare? Da. Și notăm pe B pătrat egal cu un B și apare 34 la pătrat cât face? N-am făcut 34 la pătrat. 33 a făcut 89. 1156. Deci 1156 supra T minus T egal cu 961. Echivalent cu? O face mai o ecuație mai multă, sigur. Vine T pătrat minus T pătrat minus 969 plus 961. Că am dus la asta cea numită și am dus în templul ăsta, da? T pătrat plus 961 T minus 1156 egal cu 10. Da. Și zicem T1, 2 egal cu 961 minus 961 plus minus radical din 961 la pătrat minus 4 ori 1156. Totul supra 2. Și egal cu 961. Cât a fost 961? Spuneați voi că e 31 la pătrat, parcă. Nu? Da. Deci hai să scriu așa. Minus 961 plus minus radical din 31 la a patra minus 4 ori 1156 cât a fost din pătratul cu el. 34 la a doua. 34 la a doua. 34 la puterea a doua. Totul supra 2 și egal mai departe cu cât nu minus 961 plus minus radical din aici aș putea spune că e 2 ori 34 totul la pătrat. Deci vine 31 la puterea a 4 minus 68 la a 2. Totul supra 2. Și egal cu minus 961 plus minus radical din 31 la a 4 minus 68 la a 2 poate fi văzut ca fiind 31 la a 2 cu 961 parcă? Da. 961 la a 2 minus 68 la a 2.
supra 2. Și egal acum cu minus 961 plus minus a la 2 minus b la 2 astfel a minus b prin b a plus b și din 961 minus 68 961 minus 68 pe lângă 961 plus 68 totul supra 2. Îi spun de mari numele astea, ceva am greșit, nu e clar. Hai să mai întoarcem încă o dată de la ecuație de la bun început. A fost z la 10-a, minus 33 ori i, minus i, uite-te, da. Dai cu 33 minus i ori z la 5-a, da. Plus 32 pe lângă 1 minus i, egal cu 0, da? Da. Și atunci t la a doua, plus 33 minus i ori t, plus 32 pe lângă 1 minus i, egal 0. T1, 2 egal cu 1 minus 33. I minus 33, da. Plus minus radical din 33 minus I, la a doua minus 4, ori 1, ori 32, pe lângă 1 minus I. Da. S-a greșit? Da. Nu. Și plus minus 961, da. 68 I, dar aici nu mai am eu, am șters tot, dar mai scriu, bă, dacă urmărim o pădată să nu avem o greșeală, că totul se dă peste cap și muncem aiurea. Deci, cât am zis, T1-2 este egal cu I minus 33 plus minus radical din radical din 1089 minus 66 i plus i pătrat care e minus 1 deci vine aici 88 vezi 1088 da. Și n-am mai zis nu am lăsat cu 1089 1089 da. N-am mai fost atent aici dar era și minus 128 plus. Hai, păi, da, aici. Da. Aici, pe urmă, minus. Minus 128. Minus 128. Așa. Și plus 128 i, dacă vine, nu? Da. Plus. Da. Că vine 4 ori 32, 128. Înmulțit cu minus i ăsta, cu minus, vine plus 128 i. Plus 128 i. Supra 2. Supra 2. Corect. Încă o dată, atenție. Da, era 1088. Deci, o mică greșeală și totul ne dă peste cap, nu mai putem să reușim să facem pătrat. 960 în loc de 961. Și acum vine din 1088, vedem 128, face 960, da? Deci vine I plus I minus 33 plus minus radical din, cât am spus? 960 minus 128 minus 66 deci 6 din 8, 2 cu plus 12, 6 62, nu? 62 supra 2 și 62 31, noi am avut 64 deci totul s-o, v-am zis, o greșeală strecurată, dar chinuit de nu ne-am văzut. Vezi că s-a umplut timpul de atâta vreme? 49. 49? Nu. Deci egal cu I-33 plus minus radical din 960 plus 62 I. E, 62 putem zici 2 ori 31. Da. Asta era. Și face egal supra 2, da? Și egal mai departe cu 1 minus 33 plus
31 plus i, totul la 2. Asta e pătratul perfect. Da. 31 ori 31 se face 1089. Nu, 961. Și de două ori primul al doilea face 62i. Și plus i pătrat, care e minus 1, mai bine este, da? Da. Totul supra 2. Și va fi egal mai departe cu i minus 33 plus minus 31 plus i, în paranteză, totul supra 2. Și o să am o dată T1 egal cu minus 33 plus 31 plus i, era i minus 33, da? Ți-am da. Plus 31 plus i supra 2 și face 2i, 2i minus 2 minus și supra 2 și face i minus 1. I minus 1, da? Per 2 este i minus 33 minus 31 minus i per 2. I cu minus i se reduc și face minus 64 pe 2. Adică minus 32. 32, da? Minus 32. Și acum ne facem la substituții și o să avem Z la 5 aparte. Da, Z la 5 egal odată cu 1 minus i sau i minus 1, cât este? I minus 1. Atunci scrie minus 1 plus i, ca să fie clar. Minus 1 plus i și este x-ul negativ și i-ul e pozitiv, 1, minus 1, 1, e 3 pi pe 4. 90 plus 3 pi pe 4. Și face radical din 2, pe lângă cosinus de 3 pi pe 4, plus i sinus de 3 pi pe 4. Iar 0 la 5-a, varianta a doua, este minus 32, adică e 32, ori minus 1. Da. Iar minus 1 e cos de pi pe 4, cos de pi, plus i sin de pi. Asta e minus 1, nu? Cos de pi. Adică 32 este modul. Da, și omul ăsta de 32 modul. Da. Și radicalul din 32, 2, din, că e 2 la 5 da. Fac 32. Și așa găsim cele 5 rădăcini cu 5, 10 rădăcini, da? Da. Și așa asta e partea făcută. Oprim așa ca să ne ducem.